Medicii slătinăni nu doresc să muncească în continuare și să fie plătiți după grila de salarizare din 2009, așa că majoritatea este decisă să nu semneze noile contracte propuse de minister. Medicii sunt nemulțumiți de raportarea plăților pentru gărzi la salariul din 2009. S-a stabilit că nu mai ești obligat să faci gărzi dacă nu-ți dorești acest lucru, lucru care nu s-a mai întâmplat în ultimii 27 de ani. Din păcate, nu am putut să ajungem la o concluzie pe plata acestor gărzi, pentru că în continuare se dorește ca aceste gărzi să fie făcute pe un plan tarifar orar valabil în 2009. Drafturile contractelor care ar trebui să intre astăzi în vigoare abia au ajuns la spital. Conducerea unității spitalicești speră ca măcar câte 4 medici pe secție să semneze contractele pentru gardă, astfel încât activitatea să nu se blocheze. În situația în care, eu sper să nu fie astfel de situații, vă dați seama, în calitate de conducător al acestei instituții, îmi doresc ca medicii să semneze aceste contracte, astfel încât activitatea medicală să nu fie periclitată și pacienții să nu aibă de suferit. Deci ar trebui ca într-o secție cel puțin 4 medici să semneze aceste contracte ca să se poată acoperi gărzile dintr-o lună. Pacienții sunt îngrijorați de ce s-ar putea întâmpla dacă medicii refuză să mai facă gărzi suplimentare, dar îi susțin în demersul lor pe care îl consideră justificat. Consider că e dreptul dumnealor. Atâta timp cât își fac datoria vis-a-vis de pacienți, consider că e dreptul dumnealor. Poate că, într-adevăr, se merită, fiindcă e o muncă în plus. Discuțiile dintre sindicatele din sănătate și minister vor fi reluate săptămâna viitoare. Medicii speră să reușească să-i convingă pe șefii din sănătate să le plătească gărzile raportate la salariile actuale.